Adică ei au sesizat că, aflați la putere, sunt nenumărate exemple în care li se arată corupția majoră care este astăzi în România. N-a fost niciodată o asemenea situație în țara asta. Și atunci au găsit această... Deci ei sunt foarte buni în probleme de propagandă, de a acoperi lucrurile. Și au găsit sintagma asta, toți suntem la fel. Toți au furat, toți sunt la fel. Care este profund greșită și profund păguboasă. Eu o spun cu tărie. Toți au greșit în România, dar unii au plătit. Vezi PSD, vezi PNL, Adrian Năstase, am plătit în 2004 pe acuzațiile de corupție, țărăniști au plătit la rândul lor, PNL-ul a plătit și el, acuzat că n-a condus, vezi, domnule, bine țara și că... Vă referiți la plata politică. Plata politică, dar... Faptul dar că electoratul va sancționa. A fost sancționat partidul. Acest partid, PDL-ul, n-a fost încă sancționat. Ei cred că vor fi veșnici și atunci au lansat această sintagmă, toți suntem la fel, tocmai pentru a îndepărta oamenii de la vot. Un cetățean care, care ascultă treaba asta și se pare, da, domnule, toți sunt hoți, că știu eu și păilalți și ăștia, nu are imaginea reală pe care eu încerc să vă provoc, că probabil toți au greșit, dar ce să, cum fac ăștia, PDL-ul, cei aflați la putere acum, n-a fost niciodată. Deci și asta este adevărat. Au fost greșeli făcute înainte, dar ce se întâmplă acum este mult peste limita de imaginație pe care ar fi avut-o vreodată un om în România. Și atunci cei care nu sunt profund ancorați în fenomen și nu văd realitatea, vor sta acasă. Și zice, dacă toți sunt la fel, n-am cu cine să votez. Și această chestie avantajează pe PDL, care își optimizează tot ceea ce au reușit să facă în acești ani, pentru că au pus la punct o rețea foarte bine organizată în România de câștigarea alegerilor, pe bază, în special, a mitei electorale, generalizate.